Castelul Corvinilor Hunedoara este gazda unei conferințe internaționale organizate de Primăria Hunedoara alături de Fundația Coral, ce se va desfășura sub înaltul patronaj al Academiei Române. Evenimentul va avea loc vineri 15 septembrie de la ora 10 în Sala Dietei. Vizitatorii castelului, dar și hunedorenii, au posibilitatea de a participa gratuit la această conferință și de a afla numeroase aspecte legate de familia Corvinilor. Va avea loc conferința The Times of the Hunyadi. Este o conferință organizată de Primăria Municipiului Hunedoara, Muzeul Castelul Corvinilor, Fundația Coral, sub înaltul patronaj al Academiei Române. Este o conferință care va debuta cu prezentarea domnului președinte al Academiei Române, academicianul Ioan Aurel Pop, și la care vor fi prezenți medieviști de renume, atât din țară cât și din străinătate. Vin medieviști din Ungaria, vin din Serbia, vin din Croația, evident din România, și toate aceste comunicări care vor fi etalate, dacă pot să spun așa, în Sala Dietei, astfel încât și publicul vizitator să aibă acces. Poate vor fi oameni interesați în a asculta povestea din jurul castelului. Toate subiectele ce vor fi abordate de către specialiștii în evul mediu vizează familia Corvinilor, prilej cu care vizitatorii, dar și localnicii, vor avea posibilitatea de a afla mai multe informații despre renumita familie.